înseamnă că era ok, înseamnă că totul era bine. Și chiar s-a scris atunci în Romanian Journal, așa o pagină mare, datorită ție, că ei au citit-o în engleză. În legătură cu traducerea în ibru, adică în limba ebraică, e o întreagă poveste, n-am acum să fac mărturisiri, doar am să punctez. Nu mi-am propus așa ceva, niciodată. N-a fost în planul meu scriitoricesc sau, mă rog, în planul meu mental. Totul s-a întâmplat, s-a legat. Așa a fost să fie. La un festival internațional de poezie din Budapesta, unde au venit poeți, asta o spun și ca o curiozitate, poeți din vreo 8 țări, a venit și acest traducător, poet, Menachem Falek, plecat acum 50 de ani din România sau 60 de ani, și în acel Babilon poetic, de la Budapesta, când la seratele literare trebuia să citești în limba ta un poem, iar actorii invitați îl citeau în limba maghiară, că erau traduse în maghiară, singurul care a înțeles ce spuneam eu în limba română a fost domnul Menachem Falek, normal. Și eu, pe parcursul și derulând în minte așa evenimentele, mă gândesc că probabil atunci, în sufletul său, a clinchetit ceva aparte. Faptul că el s-a jucat în limba română, o fi auzit cântece copilărești, sau poate și ale mamei lui în limba română, el încă mai vorbește în românește cu mama sa, așa că asta l-a îndemnat, bănuiesc eu, să-mi propună, repet, nu mi-ar fi trecut prin fapt măcar, să-mi propună să traducă întâi un prim poem, poemul pe care eu l-am citit. Și eu neștiind cum să-i mulțumesc, că nu aveam niciun însemn din România să-i ofer, m-am gândit ce să-i dau eu acestui om să-i spun că mulțumesc într-un fel. Am avut la mine un volum în română-franceză, Exil du Jour et de Nuit, și cum dumnealor știu, știți și limbile celelalte, știa și franceză, i-am oferit volumul, drept mulțumire. Și atunci, a doua sau a treia zi, a venit la mine foarte interesant comportament. Și am constatat și acum în Israel, și anul trecut, au o subtilitate. O subtilitate comportamentală, poate ține de subtilitatea înțelepciunii, nu știu. Dar, în orice caz, eu așa o categorisesc. A venit la mine și mi-a spus, îmi permiți, mi-ai da voie, tare m-ar bucura dacă ai fi de acord să mă lași să traduc și volumul acesta în ebraică, la care mie mi s-a părut așa o fantasmagorie, totuși e de lucru. Știți bine, limba ebraică are doar 5 vocale, un punct deasupra unei litere poate schimba sensul cuvântului, nu e o limbă ușoară, în fine. Și așa s-a demarat. Deci asta ar fi povestea, că toată lumea întreabă cum de-ai reușit. Nu știu, așa s-a întâmplat. Revenind la acest volum, și celălalt, și acesta, a fost scos la editura Jir Ot din Ierusalim, dar am cerut și eu permisiunea să scot și eu aici câteva exemplare să pot oferi la prieteni. Traducătorul este președintele Asociației Scriitorilor de Limbă Ebraică, precizez, numai de limbă ebraică, nu sunt de limbă română, nu sunt așa, este colegul lui Cornel Gureanu din Ierusalim. Și vorbeam de Marolescu al lor, este un președinte al Asociației tuturor scriitorilor de limba ebraică din Israel, bineînțeles, care spuneam că m-a impresionat, a venit la lansarea de la Haifa anul acesta, a străbătut drumul de la Tel Aviv la Haifa ca să participe la lansarea acestui volum. Și ce m-a mai mirat, nu este un volum religios, așa cum s-a spus. Nici vorba, nici nu puteam
să trec dintr-o dată la o poezie religioasă. Asta poate Eugen Torcescu, care a studiat Biblia, are o anume profunzime religioasă, mistică, nu. Este o poezie de stare, exact cum s-a spus. Oricine care mai se ocupă cu acest lucru, are o anume stare când ajunge acolo. Și am rămas impresionată, apropo de subtilitatea lor, de înțelepciune sau de comportament, că la lansarea de la Tel Aviv, acest, repet, domn Manolescu al lor, adică Herzl Cover, care... Dumneavoastră vreți să ne stricați seara cu așa cum obțineți asta cu Manolescu? Ah, cu Manolescu, da, nu mai zic asta atunci. Așa, a povestit simbolul de care vorbea și Claudiu, adică Veronica. Important e că ei nu au aceeași religie cu cea la care se face referire în volum și totuși publicul de acolo au aplaudat. Pe mine asta m-a mirat. În clipa când au înțeles ce ar semnifica numele Veronica, au aplaudat și în felul acesta am înțeles că există pe lume posibilitatea unei comunicări prin simbolurile, nu doar sacre, dar mai ales sacre, prin simbolurile culturale, că există o intercomunicare fără limite atunci când e vorba de artă. Și ca să închei cu această prezentare perifrastică, și poate un pic prea lungă, aș lectura un poem la telefon. Da? Voia noastră. S-a vorbit foarte frumos și sigur o să exprim mulțumirile. Apropo de starea mea de a fi, felul meu de a fi, un om solar, un om optimist și domnul Albujan a observat. Există undeva, sigur, în planul 2, o umbră, ca să nu numesc. De aceea aș citi două poezii, una mai solară, mai zbăvie și cealaltă. Sunt poeme care completează un raport de moment al meu, existențial, cu, să spunem, cu transcendentul. Fiecare dintre noi, dacă ne-am aflat la un anume moment acolo, zicem, da, în această clipă am un alt fel de raport cu existența, cu transcendentul. Eu și un izvor despre care se spune că avea apă sărată și Sfântul Ilie l-a transformat în apă dulce. Este țara minunilor, cum să spun, transmise, știți foarte bine, prin beacuri. Este țara unui mister. Este un oraș cosmic, Ierusalimul în sine. Nu noi, cei de azi, l-am făcut așa. Așa l-a constituit istoria, începând de la Biblie încoace. Și atunci, sigur, îți asum cu bucurie raportarea la un fragment de mister, la o poveste care ține ceva, ia ceva fabulos. Și acest izvor miraculos se află într-o curte unde este o biserică grecească. Și în clipa când eu am intrat, am fost până la Ierihon însoțită de maica de la Ierusalim, dar la acest izvor m-a trimis cu șoferul de la episcopie și vreau să vă spun tot ca fapt divers, acest șofer avea vreo 20 și ceva de ani, era arab și vorbea arabă, engleză, cred că yiddish, ca să nu spun că evraica se învață în școală, yiddish și română. Dar în așa fel vorbea româna? Încât când am mers pe muntele Măslinilor,
la fiecare punct îmi explica din Biblie. Așa cum spune Ioan 2 cu pasajul 3, exact ca un știutor al Bibliei. Eu nu, n-am știut așa ceva, mereu îi ziceam, stai să notez. Deci era extrem de cunoscător al Bibliei. Trecut la creștinism, băiatul. Cu versetul. Și atunci, intrând acolo doar eu cu acest tânăr, la poartă erau polițiști, l-au întrebat cine sunt, ce caut probabil. Și el a trebuit să dea explicații, că eram oricum insoliții, pe lângă grupurile de pelerini, apare o doamnă însoțită de un arab tânăr, așa, fără să aibă ghid, fără nimic. Și în final, polițistul i-a transmis să mă întrebe, dar un volum în arabă nu aveți? Nu avem. Și atunci? Deocamdată. Deci e zborul miraculos, nu? Că a devenit izvor dulce, apă dulce. Izvorul Sfântului Ilie are apă dulce, descântată din apă sărată. Ne poate vindeca felurile miilor de păcate sau căutăm să găsim cânturi împovărătoare pentru numărătoarea din urmă. Ploile din noi le poate vindeca sau visele cu diguri sau chiar amărala care cade uneori din luna plină. Ne înghesuim așa, dar toți ajuns aici, lângă izvor, și spre amiază, la Erihon, să ne spălăm cu strop de soare și transcendent. Japonezi, ruși, ucrainieni și eu ne așezăm frumos, dorințele în rânduri nevăzute, suntem pelerinii clipei, suntem evadații zilei. Privirea polițistului de la intrare mă țintuiește nedumerită. E arătos cu embleme și insigne prinse pe uniforma elegantă. Știu, fac notă discordantă, am părul blond și mă însoțește un tânăr arab care îmi descifrează culmea în românește tainele izvorului prin citate biblice. E momentul să-mi limpezesc obrajii cu apă veche, sfințită. Strofii săi pare că găuresc îmbrăcămintea. Mi se zbat în suflet ca o pasăre oprită din cânt. Mă simt aleasă, iradiez, sunt colorată de naivitate, am bucăți de fericire lipite pe trup. Lumea se arată senină, roșcovie, sunt exaltată, dar așa de bine. Rusoaica de lângă mine și-a lăsat încălțările în mâna soțului, rămas pe margine și desfulță, pășește în apă ca pe ace. Își albăstrește și mai mult ochii cu picăturile din căușul palmei. Culorile baticului său înflorat se risipesc în văzduh. Sfântul Ilie cred că poartă o pelerină azurie. Și încă un poem, ziceam că ar fi poem. Apropo de Via Dolorosa, sigur că am făcut referire la numele meu. Sunt trei poeme intitulate Vera Iconia. Așa se traduce, Vera Iconia. Cei cunoscători de latină știu ce înseamnă. Și din greacă, da, Iconia. Trăiesc utopia unei dedublări. Întârzii pe Via Dolorosa. Sunt femeia Vera Iconia, aici venită să-i opresc pe aruncătorii de pietre și vorbe abisale. Drumul în urmă se sur. În față-i suișul cu trepte eterne, lumini rănite, vârtești de vocale cerești cad
peste verbul ateu izbind neprihănirea. Oriunde aș fugi, mă împiedic în propriile lacrimi, din lacrimi și glasuri izvodite. Sapă ca în grele, blasfemie în aer, pe cer, nici păsări nu vor martori supliciului să fie. Cuvintele între ele se ascut, lasă în jur ecou magnetizat, prin viscere de timp predestinat, mai nasc un păcat glăsuind. Iisuse, Doamne, fă din pietrele lor, arginți, aur și aramă, să numere prin veacuri obosind, iată, în schimb ție, această năframă, de vrei, șterge cu ea trădarea și duratele. E vorba de, știți bine, năframa care i-a fost dat. Cam atât. Mă atingă, să vă răucească, vă apropo, da, mă simțeam răucită, într-adevăr, să vă atingă sufletește într-un mod special, pentru că altfel este publicul de la Viena, vă asigur, altfel este publicul din New York, unde se discută, se comentează, se schimbă părerea, așa, altfel este cel de la Universitatea Neuchâtel, să zicem, din Elveția, și nu se compară cu nimic, sau altfel cel din Franța, unde e o discreție totală, așa, în ceea ce se spune, și față de publicul dintr-o lume oarecum închisă pentru noi cultural, nu prea știm foarte multe. A primit acum la plecare o traducere făcută la Haifa de Andrei Fișor, plecat tot din România, un domn foarte vârstă, a unor poete din Nord, așa se numește. Atât cât știu eu să lecturez poezie, vă spun cinstit, este extraordinar, foarte bună. Dar noi nu cunoaștem aceste coordonate, așa că vă doresc să întâlniți o lume care să vă numească. Am vă invit pe toți cei care sunteți interesați la un pahar de whisky